SCM Dunărea speră să-și prelungească vineri seria victorilor din campionat și în etapa cu numărul 6. Giurgiuvenii întâlnesc în deplasare pe FC Pucioasa, o echipă incomodă, vecină de clasament cu dunărenii. Toate meciurile sunt dificile și importante și trebuie să păstrăm ceea ce am reușit să obținem la meciurile acestea, adică efort, unitate, spirit de echipă și să ne exprimăm din ce în ce mai curajos. Cu un moral excelent după succesul repurtat în fața liderului, jucătorii Dunării erau încrezători înaintea duelului cu dâmbovițenii. Niciun meci nu este ușor, cum v-am spus, deja nu mai poți să-ți faci calcule, meciul acesta este ușor, meciul acesta este greu, nu trebuie să jucăm toate meciurile 120%, toți adversarii își doresc victoria, mai ales ei joacă acasă în fața propriilor suporteri. Eu cunosc atmosfera de acolo, de la Pucioasa, nu va fi un meci deloc ușor și trebuie să fim foarte atenți, dar ne dăm la o parte și ne dorim cu siguranță toate cele 3 puncte. Cu siguranță va fi un meci foarte greu la Pucioasa, au o echipă bună, au făcut 2-2 cu Dinamo. Au făcut meci egal în prima etapă, din câte știu. Dar noi mergem încrezători acolo și să venim cu cele 3 puncte. După un început de sezon oscilant cu 2 înfrângeri, 0-4 acasă cu Arobușcelul Câmpul Lung și 2-3 în deplasare cu SC Popeșle Ordeni, SCM Dunărea Giurgiu a bifat 3 victorii consecutive, 3-0 cu CSP Ulești, 4-2 cu Flacăra Moreni și 1-0 cu CS Dinamo București. Cu 9 puncte acumulate, Alba Albaștri ocupă locul 4. De cealaltă parte, FC Pucioasa a debutat excelent, 2-0 cu Flacăra Moreni, 2-2 cu CS Dinamo și 2-2 cu Tricolorul Breaza. A urmat înfrângerea de pe teren propriu, 1-2 cu CS Blejoi, pentru ca săptămâna trecută să câștige pe terenul celor din Plopeni, scor 2-1. Pucioasa ocupă locul 5 în clasamentul seriei, cu 8 puncte.